Слышно? Ходит Мария в доме твоем. В Латвии, будто пищет Эминеску или Райанис песню свою. У кодр на краю. Слышно имя ребенка твоего, Адриан, капли упала. Молдавской тайны среди латышских слов у кодр на краю. Я пошел за ней. Она зашла в кафе, выпила кофе. А ты смотришь? Я тоже так, как-то так вышел. Тоже что-то там выпил. Потом галантерейный магазин. И так мы час ходили. И куда-то зашли к ищине. Под ворот. Какой-то подворотник какой-то.
Она подошла и сказала, долго ты будешь меня вот так преследовать. Очень похоже. Вот я сейчас представляю. Долго ты меня будешь. А как ты угадал, что я тебя преследую? Я уже час вижу, как ты следуешь за мной. Влюбленные такие взгляды. Cuvintele mele, poate veșminte străine și grele, dar ele nu ne împiedică ca în fiecare seară să ședem împreună la o singură masă, să mâncăm dintr-o singură pâine, să bem dintr-un singur pahar de vin, să fim luminați de una și aceeași lumină, de rugăciunile sobre și sfânte. Înțelegându-se între noi, fără cuvinte. Tot o făceam împreună. Împreună noi am editat glasul, revista, prima revista în română. Noi am fondat împreună editura Minerva, care a existat 20 de ani. Noi am fondat și noi am editat revista noastră culturologică Centaurul. Sigur, vorbesc puțin, dar în așa fel cum vorbesc la română, vorbesc în spaniolă, portugheză, italiană, retoromană, catalană, engleză ca atare, poloneză, sigur este limba mamei mele, pe urmă a apărut limba rusă, știu limba latină destul de binișor. Am tradus destul de mult din latină, am studiat un pic și limba quechua, maya, aztechi, mapudungana. În 77 m-am dus la Moscova să studiez acolo limbile africane. Mi-e rușine să spun că am tradus mai mult decât 20 de cărți din literatură română în letonă, aproape că toți poeți de vază din Moldova și din România sunt traduși de către mine în letonă. Cărțile de poezie, eseuri, trei cărți. Cel mai mare merit pentru mine este poezie scrisă, pagini scrise, dar ce se face? Din când în când primesc și eu niște ordine, niște medalii, niște decorări și încep cu ordinul de trei stele al Letonei care eu am primit în anul 1989 la 50 de ani. Pe urmă a venit Portugalia, căci am editat în anul 2002 o antologie de poezie portugheză din secolul 20 și am primit un orden de comentator. Unul deportat la piept și al doilea la în mâinile. Am fost foarte strâns legat cu Portugalia, ca tot. Și din partea Pirineilor, eu am fost decorat și cu ordenul de Erasmus. Ordenul
Santa Isabella. Și decretul, decretul a fost ultimul decret semnat de către regele Juan Carlos I. Și anul 2016, mi se pare, noi cu soția mea, Maria, am fost decorați cu medalie Republicii Moldova, meritul civic. Cam atât. Totuși, cea mai dragă decorație care am primit în viața mea este premiul I la Festivalul Internațional de Poezie Grigorie Viru, care a avut loc, ediția a treia, care a avut loc în anul 2011 la Chișinău și la Iași. Primul pentru traducere se conferă domnului Hans Briedis, traducere, deci cartea lui Grigorie Viru, tradusă de mine în letonă. Написано Григорий Вир молдавским, надо было сказать, румынским поэтом из Молдавии, да, написано, песня завоевала первую премию на нашем конкурсе микрофона. И могу еще признаться, что для моего великого удивления, эта песня была признана самой лучшей песней прошлого столетия в Латвии. Песня написаны слова Григория Виру, пели ансамбль, рок-ансамбль. Это была песня нашего национального возрождения. Dziesmas dzimtā valoda dēļ šķēpi ir lausti pat vairākāk. Veidojot leģendārās grupas Līja atzimšanas albumu, mūziķi ilgi sprieda, ka pietrūkst kaut kā spēcīga. Līdz Ainars Virga atnesa melodiju bez vārdiem. Tos meklēja ilgi un atrada Imanta Ziedoņa atzējotu moldāvu dzejnieka Grigores Vieru tekstu. Ainara Virgas mūzika, Grigore Vieru vārdi Imanta Ziedoņa atzējojumā. Dzimtā valoda. Izpilde Ivo Fomins un Jelgavas Tirkīza krāsas koris. Vienā valodā raud visi ļaudis, vienā valodā valodā tie smej, tikai dzimtā valodā dzēš sāpes prieku dziesmas dod, atdod pasaulē. Ir mani!
būsi skots din cuvânt toate această energie muzicală care zace în acest cuvânt. Poezie pentru mine mai mult, totuși, cât de n-ar fi fost straniu, înseamnă nu conținutul, dar forma. Poezia mea dedicată poetului Grigore Vieru, în limba letonă. Mūsu bērni, Grigoram Vieru, cik dzidri un neapēnoti aug mūsu bērni, viņos ieskatoties vienmēr var ieraudzīt debesis. Viss sitin viss, kam bērni pieskaras, pārlejas, kā sudraba liedinājuma sakta, lai naktu kāda nākdama nakts. Viņi ir kā pavasari, kuri atnes svētkus mūsu dvēseles ciemā, lai naktu kāda nākdama ziema. Viņi ir kā apvāršņi, kas paši mums panāk pretī, lai naktu kāda nākdama nebrīvība. Tēva nopūta viņus svētī, māte sasara viņu priekšā nometas ceļos. Ai, bērni, bērni! Poezie de mine adevărată atunci când poți sarta ta personală explici, prefaci într-o sartă tuturor. Atât de simplu și atât de dificil de a face asta. Valuri suntem în pustiu, memorie mărilor moarte. Ca valuri ne zbatem, ca valuri pustiu, fără să ajungem pe coastă vreodată. Valuri moarte suntem în pustiu, valuri ai mărilor moarte. Habar n-avem de nepastă ce ne va paște, că ele sunt moarte de mult, înainte de nașterea.